După un debut ezitant, Germania cere la campanie în vaccinare și imunizat într-o singură zi, conform AGPS, peste 1 milion de persoane. Mai exact, pentru a fi și noi minți, așa, dăm cifra exactă, 1.090.000 de doze administrate la tot atâtea persoane. Noi ce? Ne dăm că am avut 5, dar nu pura pe... Nu, nu, stă pe la 3 așa. Milioane și... Ina. Așa a zis că ajungem la 5. Da. Păi 3 milioane, 3 milioane foarte curapel. Așa, da, imediat. Deci avem 5 dădea, milioane de doze. Se mare nenea Gărghiță că am atins prag. Deci, păi, oficial, 5 milioane de doze administrate, 3 milioane, că practic aici trebuie să ne uităm, la 3.158.000 de persoane vaccinate. Asta însemnând persoane care au făcut și rapelul, da? Da. Așa, așa uite, postarea de pe pagina de Facebook oficială, rovaccinare. Deci nemții pot face asta în 3 zile. Dacă e să... Da, 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 să se încorteze echipuța. A, ok, bun, păi și pe ce rugăm să întâlnim în cazul ăsta? Tot în față? Tot în fund. E bine, e bine. Tot în fund. Bun. Dar cum au reușit nemții, că și aici o întrebare la care ar trebui să aflăm răspunsul. Foarte simplu, medicii de familie s-au implicat activ în campanie. Uite, de exemplu, numai ieri, 730.000 de doze au fost administrate în cabinetele medicilor de familie, celelalte 360.000 de doze fiind administrate în centre regionale din întreaga Germania. Da, deci la jumătate față de ceea ce au prestat medicii de familie. Eu cred că asta e o problemă unică. Să te iei și scop. De ce? Da, vrei să te organizezi cu rude de vaccinat. Contează unde, uite, Timișoara anunță, primul stadion plin. Da, un maraton de vaccinare. Maraton de vaccinare. De ce? Acolo la vaccinare să intri stadionul, era fotbal cu pitate o trică. Veni și vremea fotbalul. De ce? E și 53, altă a venit vremea reclamă. Acolo, le-am zis cu ramita de data. Mare și alături de cei dragi. Cora, cu un pas înainte. Nu ai timp de gătit? Bunica Maria pregătește oala cu mâncare pentru tine. Intră pe bunica-maria.ro și comandă oala cu mâncare de 5 sau 8 porții. Prețuri de la 24,9 lei. Mâncare gătită după rețete vechi doar pe
www.bunicamilusmaria.ro. La Metro găsești produse proaspete pentru meniul de Paște. Între 28 aprilie și 4 mai te așteptăm cu o varietate de verdețuri de primăvară, de la ceapă verde și usturoi verde până la lobodă, leuștean, ridichi roșii și salată verde origine România, cu prețuri începând de la 0,49 lei legătura. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil în toate magazinele Metro. Metro. Succesul tău e afacerea noastră. La noi în familie, regula e clară. Gustările de la miezul nopții sunt întotdeauna top secret. Adică nimeni nu vede nimic. Pentru gustări pe furiș, până pe 5 mai, la Carrefour Market, ai cozonac drag de România, 600 de grame la 14,99 lei și zahăr coronița, 1 kg la 2,35 lei. Carrefour. Dietro ID. Acum un nou concept de vile, marca Maris Residence. Dispus pe o suprafață de 125.000 de metri pătrați, un resort cu plin de case single. Design interior realizat de arhitecții Maris Residence, grădină în proprietate și un concept peisagistic integrat cu zone verzi generoase. Infrastructură completă de străzi și alei amenajate. Fii printre primii care află detalii despre noul proiect Maris Residence. 0758-080-000 sau www.maris-residence-proiesti.ro. Bravo!